No, gata, o încep. Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod mai special, fraților. Astăzi facem Q&A, bă, că v-am lăsat un status pe Facebook. Dar știu că probabil majoritatea care vă uitați la videoclipul ăsta nu știți de pagina mea de Facebook. Ultima dată când am postat pe-o a fost cam acum 2 ani. Da, aveți link în descriere, dați like dacă nu vă prind. Ok, și am pus un status acolo ca să lăsați întrebări, logic, nu puteam spune alt status, că na. Pui mei. Și hai să vedem unde e folderul. Oare unde este? A, uite aici este folderul. Am scris parizer cu șuncă, adică am vrut să scriu parizer cu șuncă, dar am scris pariez cu șuncă. Am spate și paria cu șuncă. Nu sunteți normal, cum să nu se poate paria cu șuncă? Ok, hai să începem cu prima întrebare. Ce avem aici? Ai alege să ai un cont cu 100 de abonați activi, 60-70 like-uri sau ăsta tău cu 4500. Bă, dacă contul ăla cu 100 de abonați activi ar avea toate videoclipurile mele, adică de la primul până la ultimul, da, aș avea ce alege pe ăla, pentru că eu nu fac canal nou, deoarece aici am toată munca, am 2000 și ceva de videoclipuri, am toată munca mea de 4 ani aproape, deci nu de aia nu vreau să fac canal nou, că nu vreau să pierd totuși, de? Aș alege pe ăla cu 100 dacă aș avea videoclipurile mele, dacă nu le-aș avea, asta e. Ok, hai să vedem. Avem aici un set de întrebări. Dacă o pisică pică mereu în picioare și o bucată de pâine cu unt cade mereu pe partea unsă, ce se întâmplă dacă legăm o felie de pâine unsă cu unt de spatele unei pisici? Stai, ce? Cade mereu pe partea unsă. Ce se întâmplă dacă legăm o felie pe pâine unsă cu unt de spatele unei pisici și o aruncăm pe fereastră? Bă, no. Ce să zic? O să se zbată și o să pice așa pe lateral, știi? Nu, probabil am o imaginație prea bogată, nu contează. Știu că probabil par un retardat acum, dar imaginația mea e ceva acum, ok? Dacă de la not se slăbește, unde găsesc balenele? Tu, bă, vezi că te găsesc. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Dacă de la not se slăbește. Păi acum e una să înnoți, dar balena așa înnoată, dregu, așa înnoată balena, uite, așa înnoată balena. Nu prea se pune ca nota, dar... Nu, no. Am ce să zic, adică notatul normal e cu mâinile, cu alea, nu, na, mă rog, nu știu, frate, ce să... de unde știu, de ce... Mănâncă multă așa, ori m-au fast-ul de acolo, la fundul oceanului, bă. Dacă ar fi să alegi dintre o vacanță cu ai tăi timp de 2 săptămâni și un PC nou, și un PC nou, ce drec, mă duc oricum în vacanță, nu mă duc 2 săptămâni, dar mă duc 3. The next, care e cea mai cringe, ce dracu, nu mai știu ce, care e cea mai cringe fază care ți s-a întâmplat? Bă, eu am uitat să vă citesc numele, știu, sunteți niște anonimi, nici nu să mă chinui să vă citesc numele, bă, glumeam. Marco Albert, care e cea mai cringe fază care ți s-a întâmplat? Bă, știu că era un test din, am dat un test din nu știu ce poezie, mă, să-i scrie, nu știu, demonstrația pulii. Și știu că eu n-aveam foaia, eu tot timpul, eu nu prea mi-au foaiele cu mine, ne le dă în clasă, dau trecul de foaie, așa. Eu de obicei le pierd pe drum sau le pierd în al doilea minut de când mi-o dă profa sau proful sau ce ne dă. No, și trebuie să mă uit și la voi, că mă uit spre ușă și vă povestesc, așa. Și... tot m-a pus profa să fac o poză, știi? Și să mă uit pe telefon și a stătea lângă mine. Și o văd să se uite să n-am poză cu testul, cu demonstrația în telefon. Și noi în clasă, suntem o clasă așa, nu suntem așa normal, știi? Și ne tot facem meme-uri cu fețele noastre, adică... Și aveam numai poze cu colegi de la mine din clasă. Și... nu mai știu cum a venit faza și le-o zis la colegii mei, gen... A, nu are testul, are niște poze cu băieți în telefon. Bă, m-am simțit așa de prost, să zic că în fața 35 de copii, că suntem noi copii, oameni, ce suntem noi, nu știu ce suntem. Așa, și să zic că în fața 35 de oameni, să zic că am poze cu băieți în telefon. Adică să-i spuneau foarte tâmpit. Doamna profesoră, dacă uitați acest videoclip, îmi pare rău, dar să-i spuneau foarte tâmpit, adică... Na, ce să zici, acum m-am simțit prost, adică gândește să fii fată și eu mă mai la fete de la mine din casă, adică îmi plac unele și să fii fată și să auzi ceva de genul la un coleg de clasă că zice profa, a, are niște poze cu băieți în telefon, uai de prima, m-am simțit prost, rău, bă. Deci toată viața mă gândesc la chestia aia, bă. No, pui mei, ce să fac, se mai întâmplă și de astea. Next. Cât îți mănâncă YouTube-ul din viața personală?
Bă, nu prea mănânc așa de mult, adică având în vedere că eu stau toată ziua, eu ceva de genul, eu filmez un videoclip, știi, adică 20 de minute, cred că plus upload vreo 40 de minute pe zi, cred că maxim. Depinde cât filmez, mama, dacă filmez 3 videoclipuri, mă ocupă vreo 2 ore, dar un videoclip de vreo 15-20 de minute, cam vreo 40 de minute mănânc în total, dar eu toată ziua, mă, aș putea să fac și 5 videouri pe zi, dar toată ziua stau așa, picior pe masă, uite așa, și mă joc în puii mei Sam. Știi, deci eu n-am nicio treabă cu viața, mă. Așa aș putea spune, nu știu câte videoclipuri, dar... Se mai întâmplă și nenorocire de astea, ce să faci? Gata. Deci cât să mănânc YouTube-ul din viața personală? Am rămas. Ți-am zis vreo 40 de minute. V-am zis că în vedere că stau așa, aș putea să fac 5 videoclipuri pe zi. Dar nu știu, pe mine mă enervează când aud de la alți YouTuberi. Vai, că mie mănâncă toată ziua, nu mai am timp să fac nimic. Vă rog, dați-mi un like la acest videoclip, că mănâncă toată ziua. Why fuck YouTube toată ziua, nu mai am viață personală, vă dați seama? Nu, nu se mănâncă mai mult de 2 ore maxim. Și dacă 2 ore sunt multe, nu. Dar 2 ore, dacă ești ca lumea de la de bași 3 videouri pe zi editate chestii, nu o să dau nume, probabil știți deja la cine mă refer. Și mă, bine, îi respect pe YouTuberi, am nicio treabă cu ei, dar zic așa că e de... Na, pui mei. The next. Dacă ai avea 2000 de euro, ce ai face cu ei? Mi-aș lua, cel mai probabil, mi-aș lua un PC și birou, pentru că biroul ăsta care e mai vechi decât mine, mă. E, când și-o luat taică-miu primul PC în pui mei, de atunci e biroul ăsta, vă dați seama? Bă, o rezistat în pui mei, dar nu mai are puțin, că se și mișcă, bă. Uite, deci de aici îi rup, dacă le ridic, se ridică cu, așa cu totul, știi, mă? Se rupe de la jumate, că la câți pumni și-a luat, mă, săracul de la mine. Și câteodată și când mi-am dat cu capul de masă, când am picat de pe scaun, și-o luat și un cap. Și la cât de tare am eu capul, săracul de el, cred că e aproape pe moarte. Dar da, aș mai lua PC și birou. Probabil doar de asta am nevoie. Bine, de PC n-am nevoie neapărat, că merg jocurile ok, dar de birou am mai mult nevoie. Next one. Care e jocul tău preferat? Bă, sunt două jocuri, dar bă, jocul meu preferat e Sampu momentan, știi, dar na, puie mei, că-s Sampu. O, oh, avem aici încă un set de întrebări. 1. Credeai că o să ajungi așa departe cu YouTube? Bă, nu sunt prea departe cu YouTube, având în vedere că am 4000 de abonați și probabil 10% din abonații asta activi. Dar nu mă așteptam. Prima dată mi-am făcut canalul așa la Caterinca, adică postam episoade cu Sam, fără voce, cu muzică pe fundal. Chestii, deci n-aveam nicio treabă atunci cu YouTube-ul. By the way, el e Lenuța, știu, are nume de fată, dar e băiat, ok? I-am dat numele Lenuța, bă, chiar dacă e băiat. Și se învârte. Asta face toată ziua, se învârte. Ok. Ce părere au avut părinții tăi când ai început YouTube? Bă, prima dată știu că m-am apucat prin 2012 de un canal și știu că i-am întrebat, adică eu acum, atunci întrebam, orice fac, întrebam. Tata, pot să, nu știu, pur și simplu întrebam toți, am fac ce mă doare în pulă. O, ai spus să nu se uite taică-miu sau maică-miu la acest videoclip, mamă, bă. Bă. Ok. Deci. Nu... M-a lăsat să-mi pun numele real, știi? Nici acum n-am numele real, dar să-mi pun gen, nu știu, pui mei, atunci mă chema Raul și atât, sau ceva de genul. Nume copiat, că atunci, în 2012, era la modă să ai și atât după nume, na, mă rog, deci... Părere, na, îi durea în cur, adică, na, nu că îi durea în cur, dar... Atâta timp cât sunt în siguranță, na, adică părinții mei, pe principiu, mai bine stau pe PC decât să mă duc afară să mă droghez, știi? Deci, na. N-au avut nici, adică nu au fost ceva de genul, toată ziua în casă bulangiu și na, pui mei. O să faci o serie cu abonații, aici mă refer nu la Sam, ci la GTA 5 sau CSGO. Bă, CSGO am mai jucat cu abonații, GTA 5, bă, dacă aveți GTA 5, adăugați-mă pe Rockstar, Speedy Schnitzel. Probabil o să vă scriu aici în dreapta pe ecran, cum mă cheamă. Probabil, dacă de lene și eu când editez, probabil nu o să vedeți nimica pe ecran. Probabil nu o să vedeți nici comentariile pe ecran, lumea, alea o să vedeți. Ce mâncare îți place cel mai mult? Bă, mie îmi place orice e bun. Aproape orice bun. Acum dacă cineva consideră mâncarea de aia de mare, de scoici, de alea bună, alea nu-mi plac, da? Nu știu, mâncare, cred că spune și pizza și shawarma și kebabul și mic puișorul și cheeseburgerul, nu? Dacă se pun și astea, îmi plac și alea. Da, îmi plac și, îmi place și supa de perișoare, ciorba, ciorba nu e supă, ce dracu. Ciorba de perișoare, cartofii prăjiți, na, pui mei, orice e bun. Câte chile ai? Bă, ultima dată când m-am cântărit a fost acum cam 4 ore, că eu am cântat în bucătărie, eu ca voi de vă duceți pe la doctor, pe la medicul de familie de vă cântăriți. Eu am cântar personal, adică nu ca voi, așa. Am un cântar și mă cântăresc și ultima dată am avut 80 de kg. Bine, o să mă faceți gras, dar nu sunt chiar așa de gras, adică sunt un pic gras, am un pic de burtă, dar așa nu se vede așa, nu știu că știi, adică nu sunt cel mai obez om din lume. Dar am și 1,83 m sau ceva de genul, deci, na, pui mei, e ok.
Ce părere ai despre Robert Nicolas? Bă, am o părere foarte bună, având în vedere că îmi zici de 3 luni că tot vii pe la mine, băgăm un CS ceva și fix în, cu o oră înainte să vii la mine, păi mi-ești, nu mai pot, frate, îmi pare rău, nu mai vin, frate, că s-o schimba planul. Ce faci, mă? Bine, mă, tu? Uite, mă plictisesc, frate, vrei să vii pe la mine? Sigur, frate, doar sunt cel mai bun prieten al tău. Ok, frate, n-ai că cumpăr și ceva suc dacă e... Na, puii mei. Na, hai, ceau, ceau. Nu, frate, stai mai bine. Nu, hai, frate, vii? Scuze, frate, nu mai vin, a murit capra, sal. Da, ăsta e Robert, ok? Un coleg de clasă, e un tip care tot timpul... plănuiesc ceva cu el cu două zile înainte. Da, frate, ce ai, mergi, ne jucăm, frate, luăm și sub, luăm și chipsuri, luăm și pizza, dar nu te îngrijora, frate, ne uităm și la filme, jucăm LOL, CS, de toate jucăm. Și fix cu o oră înainte, pui mei, nu mai pot, frate, să vin, îmi pare rău. Ce să faci, ăștia sunt prietenii, bă. Am o părere foarte bună, să știi. Gata, am ajuns la prima întrebare, 11 minute, vai, ce mult, cred că la edit o să iasă maxim 4 minute, să-mi bag piciorul, bă. Mă rog. Sper că v-a plăcut, dați un like paginii și lăsați întrebări data viitoare când o să fac Q&A. Probabil o să fac așa în fiecare lună Q&A. Și... Lenuța vă salută. Ai, l-am apăsat, bă, stai, nu, că să se întâmplă. Ok, never mind. Da, bă, băieți. Sper că v-a plăcut acest Q&A. Dați și voi un like. Mamă, ce trepied improvizat, pică, băga mea și bag așa un picior și pică, dar o să-i mai bag, nu mai am chestii de episode, chestii astea, după ce ziceam. Am o agendă, două, nici ceva, carte, bilet de loterie, mă rog, am mai multe chestii pe amoros. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezita să dați mult de like. O să mă arăt YouTube, ok? Și ne vedem data viitoare. Salut! Și fac așa, efectul ăla.